ca să-ți mulțumim pentru dragostea și bunătatea ta. Îți mulțumim frumos pentru binecuvântările care tu ne-ai dat, Tată din Cerul, îți mulțumim că ai fost alături din noi și tot trecutul nostru. Tu ne-ai ocrotit viața, sănătate și ne-ai ajutat că din nou și astăzi, în Sabat Sfânt, ne putem să ne bucurăm împreună cu tine în locul acesta. Tată din Cerul, te rugăm să vii pe prezența Duhului Sfânt, să treci pe la inimile noastre, să le pregătești pentru cuvântul tău, să ne binecuvintezi, așa cum stăm în fața ta. Să binecuvintezi servul de care te folosești și dai putere, cuvântul tău, iar nouă ne deschide inima și ajută ca să primim cădere de la tine și să facem voia ta. Binecuvintează pe cei mici, pe cei mari, pe cei bătrâni, din poporul tău, binecuvintează și lucrarea ta și ajută-ne ca cu toții să putem face voia ta, să trăim din pământul acesta în veci. Amin. Amin. Bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. Este greu să alegi orice verset din cartea Proverbelor care să vorbească despre împrăvânție. Sunt atât de multe și toate sunt pline de înțelepciune. Foarte adesea oamenii vor să devină dintr-o dată bogați, ceea ce poate însemna câștig fără efort. Banii câștigați de cinstit, bani câștigați de cinstit. Totuși, dacă banii sunt puși de o parte puțin câte puțin, se pot strânge mulți pe o perioadă mai lungă, iar cel ce poate așa rămâne un om cinstit și vrednic de respect, ceea ce îi controlează mai mult decât banii. Contează mai mult decât banii. Trebuie să evaluăm felul în care înțelegem valoarea banilor și ce înseamnă să strângi bani cinstit sau necinstit. Acesta nu se referă însă la ce acceptă societatea și la standardele lui Dumnezeu. Asta poate însemna cât de corect ne plătim dările către stat, cu cât ne plătim angajații, cât asigurăm familiei, cât de mult putem dispus să plătim pentru bunuri și servicii și cât îi dăm înapoi lui Dumnezeu din ce avem. Cartea Proverbelor și Biblia întreagă trebuie să fie standardul după care ne măsurăm câștigul, după care apreciem cât este de cinstit sau nu. Îți mulțumim, Doamne, pentru călăuzirea pe care ne-o oferi în Scriptură. Colecta din sabatul acesta este destinată cu bugetul comunității locale. În timp ce se mai dă o cântare la orgă, rugăm băieții care fost în viață, să fie frate de corect ca și.
care ești din ceruri, ție îmi mulțumim că am ajuns și în această zi de sabat în locașul tău, unde ne putem asculta în cuvântul tău, unde ne putem ruga în liniște și în pace, ești îngerit de mine. Îți mulțumim că ne-ai dat sănătate și putere și în această săptămână ne-a putut rezolva treburile ce am avut de făcut și am putut ajunge sănătos în locașul tău. Doamne, ca să spun binecuvântătarele primite din partea copiilor tăi, binecuvântă și pe partea rămasă acasă. Fă, Doamne, ca aceste daruri să ajungă în locul unde Tu știi că trebuie să nu este nevoie de ele. Tatăl Sfânt, ai milă de toți, se zice, binecuvântă pe cei mici, pe cei mari, pe cei bătrâni, binecuvântă și pe cei bătrâni care, prin anumite motive sau bolnavi, au rămas pe acasă, treci pe la faturile lor, vindecă, îi ajute ca să poată și ruga să rămâie credincios și în ție până la sfârșit. Doamne, Tatăl Sfânt, rămânim întrezător că, de zi cum până la sfârșitul zilelor noastre, ajutăm să ne putem pregăti pentru revenirea Ta. Doamne, cuvântă și sorul de care te folosești în această zi, binecuvântă cu putere, cu sănătate, învățăm în cuvântul Tău, nouă ne deschide inimile și minte ca să le putem primi în inima și mintea noastră, să le putem da dovadă, să le putem trăi așa, după cum Tu dorești. Doamne, Tatăl Sfânt, toate acestea le-am ținut în numele și meritele Domnului Hristos. Amin. Amin.
Pentru povestirea de sabat, în această dimineață, se va deschide un nou capitol din Războiul Invizibililor. Sperăm ca Alex să ne ajute să înțelegem lucrarea îngerilor din Ierusalim în anul 70 înainte, după Hristos. V-ați dorit vreodată să mergeți în vizită la Ierusalim? Fiți pregătiți, pentru că povestirea de astăzi ne va duce chiar în mijlocul Ierusalim. Frumoasa cetate cu ziduri frumoase și turnuri înalte era înconjurată de oștile romane în anul 70 după Hristos. Ostașii evrei luptau deja de multe zile. Era zgomot de arme și strigăte și foame. Doar curtea unei case era. Face bunicul creștin, stătea pe prispa casei și le povestea nepoților să Miriam și Zeve spre profețiile spuse de Iisus și era atent la semne. Chiar în acea dimineață, un profet fals la templu prorocise libertate și pace pentru Ierusalim. Tata copilor aproape crezuse, iar mama n-a mai tare pe profeție. Vrea mâncare pentru că îi se folise cămara. La piață nu se mai vindea mâncare decât aur și arme de apărare. Bunicul știa pe din afară fiecare cuvânt spus de Iisus și era atent la semne. În noaptea care a urmat, au apărut o lumină ciudată deasupra templului, care se foc deasupra norilor și zgomote de voce în templu. Porțile cetăților s-au deschis, iar armata romană s-a retras în grabă. Bunicul și-a dat seama că sosise timpul și nu trebuia pierdută nici o clipă. I-a chemat pe toți să fugă în munți, dincolo de Orda. Dar ce să vezi? Tata vrea să ducă o jertfă de mulțumire, iar mama vrea să-și aprovizioneze cămara cu hrana rămasă de la romani. Copiii au ales să meargă cu bunicul, iar după rugămința, după pleca și tata. Dar mama a rămas neclintită. Însoțiți de înger bun, toți creștinii au ieșit afară din cetate și au fugit la munți. Romanii s-au întors nervoși și cetatea a căzut sub foc și sabie. Miriam și Seda au putut vedea că ce bine este să asculte Dumnezeu. Amin. Thank you.
frumoasă din nou și ne bucurăm că suntem împreună aici în casa de închinare. Vreau să vă spun, bine ați venit la închinare. Aș vrea, în primul rând, să vă aduc salutul fraților dumneavoastră din Comitetul Conferinței Banat și din comunitățile pe care ne-au vizitat. Aseară am fost la Oradea, sabatul trecut am fost la Șuncuiuș, la Sătroasă. Peste tot unde mergem, suntem rugați să transmitem salutul. Ne bucurăm că facem parte dintr-o familie frumoasă pe care Dumnezeu îl iubește și vrea să o pregătească pentru ce. În același timp, observăm zi de zi că se întețesc tot mai mult semnalele și sunt tot mai multe atacurile care vrăjmașul le îndreaptă împotriva Bisericii. Ați auzit și veți auzi vești mereu de realizare. Sunt diferite doctrine false care încearcă să pătrundă în biserică. În ultimii ani, o serie întreagă de teologi au părăsit biserica, exprimându-și neîncrederea față de anumite puncte de doctrină, la început pornind cu ceva mai puțin semnificativ și până la urmă a ajuns urmă destul de greu. Dacă cineva își pierde încrederea în lucrarea lui Dumnezeu, în biserica pe care l-a chemat-o cu o misiune deosebită, Satana câștigă teren. Am amintit și la ora de rugăciune experiența cutremurătoare și dureroase a lui Iuda, exprimată și prezentată în Viața lui Iisus, în Cartea Viața lui Iisus și în paragraful care l-am avut pentru astăzi. La un moment dat, pentru că Iuda a ales să colaboreze cu vrăjmașul, a ajuns într-o situație dramatică în care nu i s-a mai putut împotrivi. Și asta vrea vrăjmașul. Avem o biserică a căror principii și doctrine au fost stabilite cu multă rugăciune, cu multă consacrare, sub călăuzirea divină a Domnului Sfânt. Satana vrea să atace această doctrină și veți auzi mereu neîncrederea unora într-un punct de doctrină sau un alt. Am participat la o întâlnire în care am fost surprins să văd că chiar conducătorii noștri își exprimau oarecum nemulțumirea față de instituția școlii de sală. Vă puteți aștepta și la așa ceva. Oamenii care să comenteze, să discute, să dezaprobe multe lucruri legate chiar de această extraordinară realizare a lui Dumnezeu pentru poporul său. Prin școala de sabat se transmite o hrană potrivită, la vreme potrivită, care este împărțită întregii familii din întreaga lume. Am avut o discuție lungă și am trebuit să stabilim niște lucruri legate de câteva persoane care și-au pierdut încrederea în doctrina Duhului Sfânt. Și contestă că Duhul Sfânt ar fi o persoană și că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu deopotrivă cu Tatăl. Deci, vă veți putea aștepta la tot felul de lucruri de felul acesta. Spunea un frate la școala de sabat că a urmărit și a auzit că numai luna aceasta au fost de 34 de putere. Cutremure destul de multe în lume, cu intensități mari, sunt amenințări care se înmulțesc la fiecare pas. Din punct de vedere spiritual, interesul pentru Dumnezeu și credința multora slăbește. Ieri am luat la ocazie un cetățean mergând cu mașina și din discuția am înțeles că este membru în Biserica Pentecostală. Și omul își exprima nemulțumirea, spunând că
se observă clar în creștinismul zilelor noastre că mulți fac din viața de religie un comerț, un interes mai mult pentru afaceri omenești. Aflam de la un coleg tot săptămâna trecută experiența unui frate baptist care s-a scos după 10 de ani din Statele Unite și care a făcut o vizită în județul Arad, în bisericii de baptiste din împrejurimile Aradului și care a făcut o constatare numeroasă. Biserica baptistă în zona aceea, spunea dânsul, s-a schimbat de nou. A scăzut dramatic numărul membrilor, sunt puțini cei care se mai adună și interesul pentru cele veșnice din ce în ce mai scăzut. Atacurile acestea și constatările acestea le putem face și în cadrul Bisericii Adventiste din România. Toate lucrurile acestea, pentru unul, sunt elemente de descurajare. Satana pregătește o armă pentru fiecare. Nu este nimeni care să nu treacă prin încercări astăzi, pentru că trăim un timp special al încercării. Pe mulți oameni, greutățile, neîmplinirile, problemele, îi fac să se întoarcă cu inima spre Dumnezeu, să caute la El ajutor și scăpare. Dar sunt și situații în care oamenii, atunci când ajung în crize, în tensiune, trăiesc cu experiența mare a faptului că întorc spatele lui Dumnezeu. Nu mai vin la biserică. Nu mai manifestă interes special. Și oarecum nemulțumiți de realizările lor, contestă credința lor și chiar relația cu Dumnezeu. Satana pregătește foarte multe capcane. Aș vrea, în dimineața aceasta, să înțelegem câteva lucruri care ne pot fi de ajutor. Nu va fi mai bine mâine decât azi. Noi mai putem aștepta pe Pământul acesta la o viață liniștită și liniștită de probleme. Orice direcție am căuta salvare, putem să rămânem dezamăgiți. Este o singură direcție de urmat. Și este o singură cale care ne poate duce la mântuire. Avem modelul desăvârșit al Domnului Hristos, care s-a confruntat asemenea nouă cu foarte multe lucruri din partea vrăjmașului. În seara când a trebuit să ia decizia finală pentru mântuirea neamului românesc în grădina Ghețemani, Hristos a dus o luptă de rit. Satana l-a ispitit puternic, încercând să-l determine să renunțe. Să nu uitați, cu cât ne apropiem de revenirea Domnului Hristos, cu cât semnele se înălțesc, cu cât timpul acesta este tot mai aproape, Satana își intensifică efortul. Și vrea să-i descurajeze pe oameni. Și are o țintă specială, biserică, pe care vrea să o determine să-și uite menirea și în criză să-și peamă identitatea. Luptă Satana cu putere. De aceea e nevoie pentru fiecare dintre noi să medităm serios și să înțelegem care este rostul nostru în lume. Care este identitatea noastră. Care este misiunea care ne-a credințat-o Dumnezeu. Cum trebuie să ne raportăm la crize? Cum trebuie să ne raportăm la biserică în aceste vremuri? Care este evoluția sau involuția noastră în relația cu Iisus? Înțelegem mai bine planul lui anul acesta decât anul trecut? Am făcut un pas mai aproape de Dumnezeu în aceste prime 5 luni ale anului? Pentru că, frații mei, stagnare nu există. În relația cu Domnul Hristos, noi ori urcăm, ori coborâm. Ce-am făcut? Am urcat? Știți ce spunea Domnul Hristos? Nu se poate sluji la 2 stăpâni.
relația cu Domnul Hristos trebuie să știm ceea ce spune El. Cine nu este cu mine, cum este? Împotriva. Cine nu strânge cu mine, ce face? Risipește. Ce-ați făcut dumneavoastră pentru vecini jurul? Dacă ar fi să fim judecați și să ne se dea răsplata pe Dumnezeu pentru mântuire, uitându-ne tot trecutul oamenilor care s-a scurs și rezumându-se doar la ultimele 5 luni, ce ziceți? Am crescut? Frații mei, e o problemă foarte serioasă, dar trebuie să ne gândim și să ne gândim. Aș vrea să învățăm împreună din viața celor care a fost chemat să fie un model pentru Biserica de Crist. Care credeți dumneavoastră că este omul ales de Scriptură, ales de Dumnezeu, să fie un model de slujire pentru Biserica Adventistă în aceste zile. Da, Iisus este modelul suprem. El poartă de grijă, El a întemeiat Biserica, El ne-a asigurat că o susține și treaba așa slabă și păcătoasă, cum pare, este obiectul dragostei Lui și Biserica aceasta, indiferent care ar fi părerea noastră, El va conduce biruitoare până la sfârșit. Dacă noi ne raportăm cu încredere și ne înțelegem misiunea, ne înțelegem identitatea, ne înțelegem chemarea, vom fi biruitori prin Hristos. Dacă noi vom neglija lucrul acesta, dacă vom rămâne în urmă, dacă vom renunța la chemarea noastră, cu siguranță Biserica va ajunge la biruință. Cu siguranță Hristos își va încheia lucrarea cu succes. Important este ca fiecare să ne gândim. Voi fi de partea Lui? Voi fi în sânul acestei biserici? Voi rămâne credincios până la sfârșit? Care ziceți că e profetul acela care e un model? La ce zice Ilie? Da, Ilie e fundament. Dar mai este cineva care a avut o chemare foarte asemănătoare, care a lucrat în Duhul și puterea lui Ilie. Care a avut o chemare specială. Știți că astea Vechiului Testament sunt cheie cu o făgăduință. Ce spune Maria în ultimele versete ale cărții? Care este făgăduința? Iată că voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua neacea mare. Care va avea o misiune. Să facă o reformă în popor. Să toarcă inima părinților spre copii și a copiilor spre părinților, ca la venirea mea să nu lovesc țara. Aș vrea să vedem în ce măsură Ilie sau Ioan al zilelor noastre și înțelegem venirea. Își recunoaște identitatea. Este de acord cu scopul pentru care Dumnezeu a primat o existență. Voi nu să deschideți cu mine în Evanghelia după Ioan și să citim de aici un paragraf. În Ioan, capitolul 1, aș vrea să citim de la versetul 9. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis de Ierusalim pe niște preoți leviți să-l întrebe cu cine ești? De ce credeți că i-au adresat această întrebare de Ioan? De ce erau conducătorii religioși interesat cine e Ioan? De ce așteptau din partea lui o mărturie care să-i dezvăluie identitatea. Ioan apare după un gol de 400 de ani. După Mariacu și până la Ioan, Biblia nu mai prezintă viața, lucrarea sau activitatea vreunui profet. De la Mariacu la Ioan au trecut 400 de ani în care Dumnezeu nu a mai trimis niciun mesaj special, niciun mesajer special de o lumină pentru popor. Poporul era în așteptarea făgăduințelor lui Dumnezeu. Și după 400 de ani apare Ioan în pustie iudeii, un om cu o dietă deosebită, cu o îmbrăcăminte deosebit și cu un mesaj cu totul apare. Apare simplu.
activitatea lui îmbrăcat într-o manta din păr de cămilă, încins la mijlocul cu ea și începe să predice. Ce preiunt? Vă aduceți aminte? Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și cuvântul lui este puternic și mesajul lui este direct. Și confruntarea lui cu ascultătorii este bună. Este o categorie de ascultători, de cei care vor să se apropie de el, de cei care vin să-i ceară botezul, pentru că Ioan a introdus în lumea religioasă a vremii sale și botezul pocăinței. Și unii au venit să-i ceară botezul. Și vă aduceți aminte ce le-a spus Ioan fariseilor care venea să se boteze. Uite în păci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți mai întâi fapte vrednice de pocăință. Cum vi se pare mesajul acesta? Din partea unui evanghelist care predică și care rezultata predice oamenii vin să înceapă botezuri. El a fost foarte direct, foarte deschis. N-a curățat deloc. Oamenii veneau să-l întrebe ce să facem. Diferite categorii de oameni. Și la fiecare le spunea direct ce să facem. Păi cel ce are două haine, să le iau la cel ce n-are. Greu sau ușor să faci asta? Dacă dumneavoastră vi s-ar cere asta direct, deschis lucrul ăsta, l-ați face? Este cineva care are două haine. Nu prea nimeni, așa e? Cum e mai ușor? Să dai jumătate din două sau să dai jumătate din 20? Spuneți-mi, Ioan spunea, aveți două, dați una. Vouă ne spune, aveți 20, dați 10. Cum e mai ușor, frații mei? Oare? 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 Dacă ar zice cineva, fraților, e nevoie de investiție în lucrarea lui Dumnezeu. Din avutul că câte la vezi, acum a dat jumătate. Ați face-o? Mesajul lui Ioan era foarte hotărât. Ostașii întrebau, ce să facem noi? Să vă mulțumiți cu salarii. Voi vă mulțumiți? Noi ne mulțumim? N-ați vrea salarii mai mari. N-ați vrea să fiți plătiți în valută. Nu vă plac mai mult euroi decât lei. Să fie mult. Frații mei, veneau vameșii și întrebau, noi ce să facem? Fiți atenți, luați doar cât se cuvine. Fugiți de mită. Să fugă vameșul de mită. Ați pomenit așa ceva? De ce vor oamenii să fie vameși? De ce să înghețui să ajungă în vame? Care e scopul? Ioan era foarte direct. Când era vorba de Irod, era chiar un alăturător, guvernator, ce spunea Ioan? Deschis direct. Lui Irod spune Evanghelia că îi plăcea să-l asculte pe Ioan. Dar cum era Ioan cu Irod? Direct, frate. Fără amenajare. Ce-i spune? Irod, fii atent. Ai făcut un lucru extraordinar de rău. Ai luat nevasta proprie de frate. Și sperând să trăiești cu el. Crezi că Dumnezeu nu știe? Crezi că nu-i dați o păteală în ziua judecății? Dă-i nevasta fratele tău, dezbaterea de ea, de rodea la ce face. Așa. Vedeți? Mesajul său, atitudinea sa, predica sa, poziția sa, atrăgeau atenția. Și oamenii veneau cu grămada și se botezau cu miile. Și atunci conducătorul a intrat la el. Și a zis, măi, e Mesia? Așteptau venirea lui Mesia. Așteptau venirea făgăduințelor. Trecuse vremea. Cei care erau atenți la profeție făceau și calculul din Daniel și știa că a sosit timpul. Și delegația merge la Ioan și îl întreabă. Tu cine ești? Și au zis răspunsul. El a mărturisit și n-a făgăduit. A mărturisit că nu este El Hristos.
Veniți la mine să mă întrebați sunt credincios. Vreau să vă spun, nu sunt Mesia. Impactul era puternic. Oamenii răspundeau cu grămada. El vrea să le spună, nu sunt Mesia. Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt Ilie. N-a vrut să-și aroge. Deși Domnul Hristos, la un moment dat, când discută cu ucenicii, și întreabă ucenicii, Doamne, de ce zic oamenii că trebuie să vină Ilie? Domnul Hristos ce le spune? Ilie și-a venit. Și ei au făcut cu el ce-a vrut. Și el a zis, nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns, nu. La cine se referă când a zis, ești prorocul? La cine? La Moise. Care zicea, Domnul va ridica de lângă voastre un proroc ca mine. De el s-a ajutat. Se referea la Domnul Hristos. Ești prorocul? Nu. Nu sunt. Auziți? Atunci au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Cine ești? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie, nedezis calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Eu am o misiune, eu am o chemare, eu își cunoștea identitatea, eu sunt cel trimis de Dumnezeu pe pământ să pregătească calea lui Mesia. Să pregătească calea primei venire a lui Iisus Hristos. Și Ioan s-a achitat cu demnitate. Ce este de datoria? Care a fost răspunsul? Mare, oricum. O să vă spun la sfârșit. În aparență, pare ceva ciudat. Vreau să vă întreb. Știa și recunoaștea Ioan identitatea? Știa care e misiunea lui? Da. Da. Lucra, se comporta, alerga, se obosea în direcția aceasta, aș duce la îndeplinire scopul și menirea? Da. Acum, dacă cerul îndreaptă privirea spre tine sau spre mine și te întreabă direct, știu că-ți cunoști identitatea. Știu că pot să spun, sunt Mihai, Cutare, Socodor, stau pe strada Cutare, la numărul Cutare, am codul numeric personal Cutare, am numărul de buletin. Toate detaliile cu privire la identitatea pământească. Le știm, le cunoaștem. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva bisericii, din perspectiva chemării pe care ți-a adresat-o Dumnezeu, tu ce cauți aici? De ce ai venit asta la biserică? Tu cine ești? Dacă cineva în lumea creștină te întreabă astăzi, tu cine ești? Cine ești, fratele meu? Cine ești, soră? Care ți-e identitatea? Cine te-a chemat aici? Ce misiune are? Ai o misiune în lumea aceasta. Ai o chemare. Cine ești? E o problemă foarte importantă. În lecțiunea de săptămâna trecută, notele pentru instructori, se vorbea despre identitate. Și este o mare criză de identitate. Și biserica, în zona aceasta a lumii, este într-o criză extraordinară, pentru că nu-și prea înțelege identitatea, nu-și prea înțelege misiunea. Și e nevoie să revenim. E nevoie să ne înțelegem identitatea, frații mei, pentru că dacă nu vom înțelege, dacă ne pierdem identitatea, pierdem tot. Dacă nu ne înțelegem misiunea, atunci toată viața noastră religioasă se pierde în neant. De aceea este foarte important astăzi să ne luăm prin deplin, să ne preocupe cu seriozitate lucrul acesta, pentru că cunoașterea identității, cunoașterea misiunii, cunoașterea chemării, îți
îți va da putere să înfrunți tot un viitor și să mergi pas cu pas împreună cu Hristos până la sfârșit, indiferent care vor fi acolo coșmașurile, pentru că vor fi. Ne-am obișnuit cu o lume liniștită noi în zona aceasta. Ne-am obișnuit cu un trai bun. Ne-am obișnuit cu condiții, cu privilegii. Vreau să vă spun că Biserica Adventistă, care este o biserică mondială, trece prin crize teribile. Și nu toți adventiști în lume se bucură de ceea ce ne bucurăm noi. Nu toți adventiști în lume au libertatea să închine în sabat. Nu toți au liniștea și pacea de care ne bucurăm noi să vii nestingerit la biserică. Sunt în momentul de față mulți frații noștri care nu se bucură de privilegiile acestea. Și cu siguranță lucrurile se pot schimba și la noi. Și se pot schimba de la o zi la altă, frații mei. De la un moment la altul. Viața te poate confrunta cu o mulțime de surprize. Dacă nu-ți recunoști identitatea, dacă nu-ți înțelegi misiunea, dacă relația ta cu Domnul Hristos nu este autentică, ești în fața unui mare pericol. De aceea avem nevoie să ne recunoaștem, să ne reafirmăm identitatea. Ioan este un model extraordinar. Și sunt momente din istoria vieții lui care poate mi-ar place să spunem mai bine, nu să scrie asta. Știți că Ioan, în urma sfârșitului lui, la un moment dat, ajunge ținta răzbunării lui Irod. Și la îndemnul Irodiadei este arestat și pus în temniță. Și acolo stă. Și așteaptă. Și ucenicii lui aduc rapoarte și spun, uite, cel pe care l-a prezentat-o ca fiind mielul lui Dumnezeu, Mesia face o lucrare extraordinară. Oamenii merg cu grămadă la el. Uite, el face minuni fantastice. Eliberează oamenii de zburele. Vindică orice boală, orice neputință de noroc. Ba, săturați puțin de oameni prin hrană foarte puțină. Poruncește mării și marea agitată să liniștește. Poruncește Duhul necurate și îl ascultă. Și atunci se naște o întrebare în mintea lui Ioan. Dacă el are puterea asta și o face, cu mine de ce mă lasă în închisoare? Ce ziceți? Era logică întrebarea asta de Dumnezeu. Dacă El poate să liniștească marea, nu poate paraliza pe Irod. Nu poate face minunea să mă scape de sub comanda soldaților. Putea Iisus să o facă, frații mei? Putea. Și zice, n-a făcut doar. Ce ziceți? Într-o zi vine o delegație trimisă de Ioan. O întrebare cutremurătoare. De la oricine aș fi așteptat o asemenea întrebare de la Ioan nou. Care e întrebarea? În așteptarea lui. În neîmplinirea așteptării. El pune întrebarea și o transmite Domnul Hristos. Tu ești cel care trebuie să vină? Sau ea nu știu. Cum vi se pare întrebarea? Ioan văzuse cerul deschis. Auziți declarația lui Dumnezeu, acesta este Fiul meu care vine, care pot toată plăcerea. Văzuse Duhul Sfânt coborând echip de vorbire. Declarase, iată mielul lui Dumnezeu care vine păcate în lume. Și acum vă întrebarea lui, cum mi se pare? N-ar fi fost mai bine să nu scrie asta în Biblie. De ce asta a fost scrisă oare? Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Știți că Domnul Hristos la întrebarea asta nici n-a dat răspuns imediat. Și a spus, delegații, stați aici. Nu mă pot ocupa, cu voi sunt ocupat. Stați aici și după ce îmi termin lucrarea, stăm de vorbă. Și Domnul Hristos în fața delegației trimisă de Ioan a făcut vindecări, a vindecat ori, a vindecat sus, a vindecat șteopi, a văzut. Am dedicat tot felul de boli, i-am mânduiat încurajat în cuvânt. Și când spre seara așa și-a terminat lucrarea, s-a întors spre delegație și a zis, ascultați-mă, duceți-vă acum la Ioan și spuneți, orbi văd, surzi aud și
Șchiopii umblă, iar săraților le se predică Evanghelia. Feriți de acela pentru care nu voi fi un privilegiu de poticnie. Și delegația se duce și Iisus rămâne și vorbește despre Ioan. Ceasa ieșit să vedeți în pustie. O trestie clătinată de vânt. Nu. Ceasa ieșit să vedeți. Un om îmbrăcat în haine moi, comode de fir. Ce zice Domnul Hristos? Cei cu haine moi, unde sunt? La Biserica Adventistă, nu? Unde sunt, frații mei, cei cu haine moi? În casa împăraților, zice. Nu, Ioan nu s-a preocupat. Nu s-a preocupat de așa ceva. N-a fost o trestie bătută de vânt. El a rămas statornic și în picioare în toate prejurările. El n-a căutat comunitatea în lumea aceasta. El avea altă ținte, altă orientare, altă identitate. A zis, și să vedeți un proroc, dar vă spun mai mult decât un proroc. Că din ce e născut din femeie, n-a fost niciunul mai mare ca el. Prorocul acesta rămâne în închisoare și nici după ce vine delegația, Domnul Iisus nu face niciun efort să-l scape. Cum vi se pare, frate? Îl laudă. De ce a făcut Iisus așa? Ioan a avut o chemare care nu trebuia să se încheie odată cu moartea lui. Ioan a predicat cu putere și după moarte. Urmau să fie milioane de creștini martiri pentru Hristos. Zeci și sute de mii uitați parcă în catacombele Romei. Descurajați acolo și părându-se că Dumnezeu a uitat de ei. Iar experiența lui Ioan a fost un mijloc de încurajare. Hristos era acolo, Hristos îl aprecia și totuși a îngăduit să-și dea viața acolo pentru că avea ceva mai bun pregătit pentru Ioan. Care e răsplata care a dat-o Domnul? Să moară cu capul tăiat într-o închisoare? Și de ce? Vreau să scurtez pentru că timpul fuge la voi. Vreau să vă aduc doar aminte de o altă experiență asemănătoare. Un bărbat al lui Dumnezeu care 40 de ani slujește predare în sine totală cu dorința de a-și duce poporul în Canaan. Sucără! Intervine, mijlocește și la un moment dat, Doamne, decât să părăsești poporul acesta, mai bine șterge numele meu din cartea vieții. Luptă! Și are o țintă extraordinară și are o chemare. Și vrea să ajungă în Canaan. Și când ajunge la porțile Canaanului, se roagă, Doamne, lasă-mă. Și ce zice Domnul? Știi ce, Moise? Nici nu mai stau de vorbă cu tine. Tema asta nu mai am în discuție. Că nu te ascult! Uau! Cu tribulător răspuns, nu? Nu m-ai cinstit în fața poporului atunci. Ai păcătuit și nu intri. Bine, dar ăștia toți care au păcătuit, ăștia nu au păcătuit niciunul care intră. Și Domnul zice, nu discută. Și mai este să supune. Doamne, poate să văd așa. De ce a fost Domnul atât de dur? Atât de categoric? De ce, frații mei? Pentru că avea ceva extraordinar pe care Moise nici nu visa. Și după ce îl invită pe munte și moare parcă singur și după ce nu dă voie la nimeni să participe la mormântare, vă dați seama? După ce ni Satan nu-i cunoaște mormântul, Domnul îl mormântează, îl învie și îl duce și spune noi, Moise. Tu n-ai intrat în Canaanul pământesc pentru că pentru tine avea pregătit loc în Canaanul ceresc. Tu aici. Ce extraordinar Dumnezeu! Ce minunate sunt căile Lui pentru cel care îi rămâne credincioș, își recunoaște chemarea, identitatea și lasă răsplata pe seama lui Dumnezeu. El o dă într-un mod neașteptat. Ioan nu are închisoare. Și acum vă spun ceva care dacă vreți credeți, dacă vreți nu credeți, n-am găsit scris nicăieri, dar eu așa cred. Dacă vreți să credeți, credeți. Dacă nu, uita pe voastră. La moartea Domnului Hristos
se zguduie pământul, se deschid mormintele și la învierea lui dimineața, morții ies din morminte și se duc prin cetate. Cine erau morții ăștia? Cine? Un număr de 70 de bărbați, cred eu, cei 70 de bătrâni care stau acolo cu Hristos la tronul lui Dumnezeu, care au fost înviați ca prim rod al suferinței. Acolo au fost proroci, nu? Conducători, probabil un Moise, probabil un, nu Moise, că Moise era în cer. Un Daniel, un Isaia, un Ieremia, un conducătorii de seamă, David, știu eu. Mulți proroci care au rămas credincioși. Cum îl numește Domnul Băion? Cel mai mare dintre proroci. Dintre eu, născut la primere. Oare? Oare? În dimineața în Biserică, când Hristos a adunat primul rod, dintre cei care au murit și au fost în viață, n-a putut fi și la oameni de zătură? Ce ziceți? Oare nu l-a putut învia Iisus și să-L ducă în răsplata? Oare nu i-a putut explica Iisus că s-a întâlnit de ziua mea? De aceea trebuia să mori în temnița lui Dumnezeu, că eu vreau să te duc mai repede acasă. Am vrea să-ți dau răsplata care ți-am pregătit. Frați mei, tu cine ești? Îți recunoști identitatea? Te preocupă? Te interesează? Lupți pentru ea? Care e misiunea ta în lumea asta? Să mai adun niște euro în cont? Să-ți mai schimb mobilierul? Să-ți mai redecorezi casa? Să-ți mai îmbunătățești condițiile? Să-ți aștrig un confort mai mare pe pământ? Unde vrei raiul? Că dacă vrei în cer și lucruri pentru pământ, greșești. Dacă vrei pe pământ și vrei să-l atunci, faci, vrei. Asta e. Vedeți? E nevoie să ne recunoaștem chemarea. Să ne stabilim identitatea. Să știm ce vrem. Și pentru ce lucrăm. Ce ne preocupă. Ce ne interesează. Vrei să devii un tânăr de succes? Vrei să ai mulți admiratori? Vrei să ajungi VIP? Poți să faci. Fă-o dacă asta vrei. Dacă vrei să ajungi în cer, dacă vrei să fii cu Hristos, dacă înțelegi că ești chemat să pregătești a doua venire a lui Iisus, atunci trăiește pentru ea, luptă pentru ea, lucrează pentru ea, indiferent care sunt situațiile, indiferent cu ce te confrunți. Rămâi credincios, privește spre Hristos, lucrează pentru Hristos, și chiar dacă ți se pare că pierzi pe pământ, vei câștiga în cer. Trebuie să se recunoști identitatea. Laodicea are misiune. Laodicea este atacată. Dar Laodicea va trebui să fie biruitoare și va fi. Vom rămâne și noi? Ne înțelegem și noi identitatea? Vă place? Sunteți gata să luptați pentru ea? Sunteți gata să renunțați la orice pentru a rămâne în Hristos și pentru a vă asigura un viitor prin Harul Său și prin meritele sale în Împărăția Lui? Dumnezeu să ne ajute să gândim. Să alegem cu seriozitate. Să ne punem o țintă precisă și să știm. Eu sunt chemat de Dumnezeu pentru o lucrare specială. Eu am un privilegiu extraordinar din partea Cerului. Am fost chemat în momentul cel mai măreț al istoriei și pot face parte din grupa celor mai onorați de Dumnezeu. Pentru că nu este o făgăduință mai mare în Scriptură ca făgăduința adresată de Dumnezeu la orice. Vă aduceți aminte? Care e care o consider cea mai mare. E adresată la odicienilor. Cei mai ce va birui, îi spune Domnul Bisericii de la odicie. Spune celor din Socotor. Cel ce va birui de aici, cel ce își recunoaște identitatea,
cel care se înțelege chemarea, cel care va lupta cu toată inima pentru a atinge, îi voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit. Și stau cu tatăl meu pe scaunul de domnie. Poate fi ceva mai mare? Poate fi ceva mai înalt? Cerul este deschis. Primești cetățenia noului Ierusalim. Vei locui în orașul în care locuiește Dumnezeu. Vei auzi corurile îngerilor. Ți se va deschide orizontul. Ți se va deschide universul. Și vei putea să faci călătorii din stea în stea, din planetă în planetă, din constelație în constelație. Asta e perspectiva. Asta e favoarea, asta e răsplata. Nu poate fi nimic mai înalt. Ești dispus să o primești? Ești dispus să lucrezi pentru ea? Sunteți astăzi gata, fraților, să-i spunem Domnului, Doamne, iartă-ne, că am uitat de multe ori identitatea noastră. Iartă-ne că ne-am uitat de atâtea ori chemarea noastră. Iartă-ne că ne-am prins de interese pământești lumești prea mult. Doamne, vrem să ne schimbăm, vrem să lucrăm pentru Tine. Vrem să iubim Cerul. Vrem să Te vedem față în față și să locuim cu Tine în orașul Tău. Vrei să-i spune Domnului acesta? Câți ar vrea? Toți cei care vreți, haideți să ne ridicăm pentru rugăciune. Tatăl nostru bun, suntem recunoscători dragostei Tale și sacrificiului care L-ai făcut pentru mântuirea noastră. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că ai fost dispus să părăsești cerul, gloria și să vii în lumea noastră, prăfuită și păcătoasă, să-ți dai viața pentru noi ca să ne răscumpere, să ne crezi pomenitor și onaierești. Doamne, îți mulțumim din toate inima. Și te rugăm iartă-ți, că de multe ori praful acestei lumi ne-a acoperit ochii și am privit mai mult la pământ decât la cer. Doamne, iartă. Doamne, deschide din nou ochii. Ajută-ne să fim recunoscători pentru chemarea care ne-ai adresat-o. Să-ți mulțumim că facem parte din această biserică. Să-ți mulțumim că ne-ai încredințat o lucrare atât de măreață. Doamne, ajută-ne să urmăm sfatul Tău. Să ne pocăim cu adevărat și să facem lucrarea Ta. Binecuvântează comunitatea Socotorului. Și fă ca Duhul Sfânt să lucreze cu puternici. Fă ca frații mei de aici să-și înțeleagă chemarea, privilegiul și menirea în lumea aceasta. Fă, Doamne, cu toată râvna să ne încadrăm în lucrarea Ta, să fim cât mai curând. Ca Iisus să poată veni și să ne ducă acasă. Vrem, Doamne, să stăm de partea Ta. Vrem să rămânem lângă Tine. Dă-ne putere să renunțăm la tot ce lumesc și păcătos și pământesc și consacrați fără rezervă, să Te așteptăm cu dor să vii cât mai curând. Păi, Doamne, să lucrăm cu devotare pentru salvarea celor din jurul nostru și cât mai mulți oameni să cunoască dragostea Ta până nu e prea târziu. Îți mulțumim că vei lucra, îți mulțumim pentru copilași că vei binecuvânta, îți mulțumim pentru Tine că vei ajuta să-și așeze după voia Ta prioritățile, îți mulțumim că și pe cei adulți îi vei ajuta să se consolideze în credință și să fim un exemplu pentru cei din jur. Amin. Îți mulțumim în numele Domnului Hristos. Te rugăm, primește reconsacrarea noastră, ridicarea înaintea Ta să fie ca un vot pe care prin puterea Duhului Sfânt să-L ducem la îndeplinire. Amin. Îți mulțumim, Te preamărim și Te rugăm la veci. Amin. Amin. Gracias.
inima și cu mintea împreună. Hai să cântăm așa și să fie ca un angajament. Să fie un
răspuns al dragostei pe care ți-ai arătat-o față de noi. Doamne, să ne binecuvânteze în continuare în această zi de sabat, să lași cu pacea și binecuvântarea viața fiecăruia dintre noi, ajută-ne să te simțim aproape, să avem încredere în ajutorul tău, trebuie să fii cu cei care sunt bolnavi, cu cei care sunt deznădăjduiți, cu cei care sunt descurajați,